Discutăm în continuare la acest subiect cu prorectorul UTM, Dinu Țurcanu, care este în legătură telefonică cu noi. Domnule Țurcanu, bună ziua! Bună ziua și bine v-am regăsit! Vreau mai întâi să vă întreb ce impact are acest deficit de personal și de specialiști instruiți în domeniul securității cibernetice, pentru că am văzut din reportajul realizat de colegii mei că avem unele lacune în acest domeniu. Avem unele lacune în acest domeniu, inclusiv în domeniul instruirii, că dacă nu instruim profesioniști în acest domeniu, sigur că ne confruntăm din ce în ce mai mult cu incidente de securitate, pe care le simțim noi zilnic. În ultimul timp vedem din ce în ce mai multe știri în acest domeniu și ne dăm seama bine că nu vorbim doar de un gap, adică nu vorbim doar de deficiențe, că nu avem personal calificat tehnic, dar nu avem și competențe sau nu avem o sănătate cibernetică a populației. Deci, practic, conștientizăm două deficiențe mari. Trebuie să sporim cultura securității cibernetice în rândul populației și vorbim și despre formarea profesioniștilor în domeniul securității cibernetice, care vor fi inclusiv ofițerii de securitate, personalul tehnic, în instituțiile statului, în companii private, care ne vor minimiza impactul acelor incidente de securitate și ne vor proteja ulterior infrastructura critică. În opinia dumneavoastră, ce competențe specifice în acest domeniu sunt căutate acum de angajatori? Deci cred că nu există la moment vreo profesie, să spun eu cumva, în care angajatorul nu ar opta pentru competențe digitale și securitate cibernetică. Fiindcă la moment nu mai putem spune că altcineva ar fi de vină și nu factorul uman, cât din ce în ce mai multe rapoarte anuale de securitate cibernetică ne prezintă că factorul uman este una din cele mai slabi verici și inclusiv un punct critic în cadrul acestor incidente. De aceea, absolut orice angajator, dacă o consultați acum platforme de job online sau oricare alte cerințe pe care le face angajatorul, o să vedeți că inclusiv competențe digitale, dar și cele de securitate cibernetică sunt cerute pentru absolut toate joburile. Cum ar trebui să fie aliniate programele educaționale la aceste necesități? Deci cu parteneri de dezvoltare, sigur că nu putem spune că instituțiile educaționale pot face acest lucru de sine stătător. Exact ca și în cazul nostru, noi am mers pe fortificarea, deci, să zic eu, a relațiilor cu mediul economic, și aici nu am mers, deci nu am inventat noi roata, am identificat companiile de top din domeniul securității cibernetice, care sunt producători ai produselor de soft ce protejează acele infrastructuri, acele produse soft utilizate la nivel global. Am negociat și am semnat cu ei parteneriate care au condus la îmbunătățirea și modernizarea curiculilor, programelor de studii, atât la nivelul licență, cât și la masterat, cât și la doctorat pe acest segment. Iar ulterior, cu aceste companii mari producătoare, astfel precum Cisco, Palo Alto, Google, Fortinet, împreună cu ei, elaborăm acum și cursuri de formare continuă care, conform hotărârii guvernului, vor fi utilizate și implementate pentru instruirea și recalificarea funcționarilor publici, atât din administrația publică locală, cât și din cea centrală. Deci, având un rol final ca să instruim și să recalificăm cu acele, deci să formăm acele competențe de securitate pentru absolut toți angajații. Vă mulțumesc tare mult pentru aceste informații. Cu drag. Dinu Țurcanu, prorectorul UTM, a fost prin telefon. Continuăm acum.